Salutare, prieteni, ce mai faceți, ce mai ziceți, sper că sunteți bine. Hai să-i dăm drumul la treabă cu știrile zilei și începem cu The Wall Street Journal, care ne desfată cu următoarea știre. Statele uimite au terminat pregătirea piloților ucraineni de F-16. Deci se poate, aplauze, să se organizeze masa și dansul. Însă am citit greșit știrea, care este de fapt pe dos. Statele Unite au terminat cu pregătirea piloților de F-16, în sensul că au lăsat o baltă și acum este moartă în coteț. Dar de ce au dat americanii cu basca de pământ? Pentru că piloții experimentați care se antrenau pentru F-16 sunt mai în vârstă, deoarece, hei, experiența vine cu vârsta. Aceștia știau să piloteze MiG-uri și alte vechituri sovietice, dar nu au fost capabili să învețe engleză pentru a pilota și vechiturile de F-16. Da, avem aici un exemplu de cerc vicios. Piloții ucraineni sunt prea bătrâni ca să învețe engleză și F-16 sunt prea bătrâne ca să fie resoftate în ucraineană. Plus că instructorii americani, foști piloți de F-16, actuali pensionari, sunt și ei prea bătrâni să învețe ucraineană. Deci e complicat oricum o apuci. Soluția găsită? Să fie instruiți niște cadeți, adică niște puștani ucraineni, că ăia mai știu engleză, deoarece au abonament la Netflix. Morala poveștii? Pentru un ucrainean e mai ușor să învețe să piloteze de la zero avioane de luptă decât să învețe de la zero engleză. Dar hai să privim lucrurile ceva mai în profunzime. Că și axa binelui mai minte uneori, rar ce-i drept, dar o mai face. Eu, care nu sunt expert, știu că un pilot format pe un avion MiG are deja reflexele formate pe acel avion și nu mai poate fi resoftat pentru alt tip de avion, deoarece, în caz de necaz, să zicem că vede venind spre el o lopată solar, intervine memoria musculară, reflexele vechi preiau controlul și scapă mâna iurea pe manșă, cum știe el, pe MiG și bagă frumusețe de F-16 în porumb. Frumusețe de F-16 sau bătrânețe de F-16? În fine, nu mai contează. Specialiștii americani chiar nu știau atâta lucru? Mă cam îndoiesc. Ei, de la bun început, ar fi trebuit să caute tineri ucraineni nebăutori și care știu deja engleză și să scoată Top Gun din ei. Apropo, Zelenski știe engleză. Poate ar fi cazul să se facă util. Ah, dar stai, că el nu bifează cealaltă condiție, cea de neconsumator. Opinia mea e că vestul tot amână furnizarea de F-16, invocând bariera lingvistică pentru a evita rușinea pățită de leopard și celelalte arme minune și, hey, game changing, care au ars imediat ce au pus rușii mâinile pe lopeți. Măcar bătrânul Fighting Falcon să se pensioneze în pace, să-și petreacă bătrânețile într-un muzeu, în loc să se facă de mirul lumii într-un război deja pierdut. Înainte de a continua, vă invit să șterpeliți butonul like și să ciordiți butonul de abonare. Și dacă tot dați cu vastul, juliți și clopoțelul cu notificări. Un titlu din Bloomberg care pare a fi scris de Hosu, dacă ne luăm după plinul de nervi și golul de logică. Selling out Ukraine cast shame on the West. În traducere, rușine din Patriciu că trădezi Ucraina. Din articol aflăm că vestul nu ajută suficient Ucraina cu bani și arme. Păi bă, Bloomberg, vestul a dat trilioarde deja. Și a rămas și cu ele date și cu rușii pe cap. Câți bani vrei să mai bage într-un proiect falimentar? Cât despre arme, vestul a ajuns la vorba lui Moromet. Ți-aș da foncirea, dar dacă n-am... Vestul este, repetă după mine Bloomberg, pe silabe demilitarizat. Generalul american Cavoli, nu știu ce mare sculă la NATO, spune după cum urmează. Sper că sunteți așezați sau vă țineți bine de ceva. Indiferent de rezultatul războiului, armata rusă va ieși mai puternică din conflict. Păi ce ai făcut, Bobiț?
nu era vorba că acest război va slăbi Rusia și din punct de vedere militar? Păi nu au pierdut rușii deja toate tancurile și și-au terminat toate rachetele? Nu era Rusia a doua armată ca putere din Ucraina? Și ce aia cu indiferent de rezultatul războiului? Da, e partea aia, că până și Mândruță știe deja cine va fi învingătorul. Și cam bănuiți cum și-a continuat generalul vieții textul. Deoarece Rusia va fi mai puternică, țările NATO trebuie să cheltuiască mai mult pe apărare. În traducere, țările NATO ar trebui să cumpere mai multe Patriot, mai multe F-35, mai multe Abrams și mai multe arme neruginite de la licuriciul comerciant. Deci, concluzia la care ajungem cu certitudine este următoarea. Indiferent de rezultatul deja știut al războiului, ursul va ieși mai musculos și vulturul mai grăsar. Ben Hodges, altă lumină de la NATO, s-a jucat el pe hartă cu niște machete și a ajuns la următoarea concluzie. O armată firavă de câteva mii de capete, dotată cu vreo 40 de tancuri germane strategic amplasate în Lituania, ar putea învinge Rusia. Eu cred că știți cum e la americani, ei mai confundă țările pe hartă, iar generalul american a confundat Rusia cu Republica Moldova, țara cu un singur tank și ăla stricat. Simularea a decurs după cum urmează. Miile de brave eroi lituanieni, invadați la scară largă, ilegal și neprovocat, au rezistat cumva 3 zile asaltului rusesc. Pe urmă, Alibaba și cele 40 de tancuri germane au flancat colosul rus cu picioarele de lut și au dat la temelie până a sărit rugina din el. La finalul zilei, Lituania a pierdut 3650 de soldați, adică de 3 ori mai mulți decât are Lituania, cred, și doar 17 tancuri. Rușii au pierdut 411 tancuri, 1119 blindate și 11420 de oameni. Generalul american nu a explicat în ce constă manevra de flancare, probabil e secret militar. Oricum, simularea este eronată, deoarece nu a luat în calcul câteva dintre tacticele cele mai recente ale rușilor. Cum ar fi? Doborârea dronei inamice cu capul. Asaltul cu mobra de teren purtătoare de 2 ruși cu cuțitele în dinți. Defilarea domolă cu tancul țestoasă. Asaltul frontal la lopată și aruncarea cu mina antitank pe casa scării. Da, e o filmare care circulă pe internet, filmarea e din dronă, făcută de ruși, un soldat rus se plimba pe o terasă de bloc cu coșcogeamita mina ruginită. Pare început de banc, dar nu e. Se oprește și stinge țigara, dă roată unei spărturi în plafon și aruncă cu mina prin gaură. Imediat o rupe la fugă, dar ce zic eu fugă? Era ghepard omul nostru, se vedea că fuge de moarte. Eu nu înțelegeam de ce, credeam că o să rămână acolo și na, o să iasă ceva fum din bortă, eventual el o să elimine inamicii care ar fi ieșit zăpăciți prin fumul ăla, dar eu nu am luat în calcul faptul că îl aruncase cu roata carului, da? Nu cu o grenadă. Deci, da, știa rusul nostru ce știa, căci imediat se surpă toată scara care se desprinde de restul blocului, rusul ajungând la timp la scara vecină, efectiv abia apucase să pună piciorul pe ea. Tot un exclamațiile operatorului dronei, care spunea el ceva pe acolo, Niohumie, și ceva, că nu știu limba rusă. Dar măcar acum înțeleg sensul expresiei fiecare să se joace la scara lui. Hai să ne întoarcem la Ben Hodges. Tot ce trebuie să știți despre el este că atunci când deschide gura și face o predicție, puteți paria că rezultatul va fi fix, dar fix inversul. De exemplu, vara trecută spunea că Ucraina va ocupa Crimea în urma ofensivei super duper califragilistică. Deci omul chiar merită ascultat dacă vrei să știi viitorul. Secretul e să nu te uiți la poză, ci la negativul ei. Și o scurtă știre veselă. Iolanda Navalny, văduva veselă, a dat un interviu la BBC și a spus că dacă s-ar întoarce în Rusia, ar candida pentru demnitatea de președinte al Rusiei. Norocul lui Putin e că distinsa doamnă nu se va întoarce în Rusia,
măcar a învățat și ea ceva util din experiența răposatului.